Clasa 1, step by step, a școlii gimnaziale Teodor Aman din Câmpul Lung a sărbătorit 100 de zile de școală. După aproape 2 ani în care elevii au fost nevoiți să învețe mai mult online, iată că acum aceștia se pot bucura de activitățile desfășurate în școală. Coordonați de profesorul învățământ primar Cristina Brăgărea, elevii au pregătit un mic spectacol artistic și au prezentat proiectele realizate cu ocazia trecerii a 100 de zile de școală. Lucrările realizate de elevi au scos în evidență nu numai dragostea față de școală, dar și pasiunea pentru diferite activități extrașcolare. Mai presus de toate s-a pus accentul pe liniște și pace. Eu am realizat un balon cu aer cald. Și reprezintă că știu că 100 de zile au zburat repede și am vrut să fac niște fețe zâmbitoare care au zburat. Foarte frumos! Eliza! Eu am făcut un copacel cu fluturaș și albinuțe. Bun, albinuțe, de ce ai ales tu acest proiect? De ce ai făcut tu albinuțe, copaci? Place natura. Foarte bine! Max, Maximilian! Eu am făcut 100 de fluturași care reprezintă 100 de zile. Care reprezintă cele 100 de zile. De școală, foarte frumos. Felicitări! Un copac cu 100 de bănuți. Copacul abundenței. Bănuți. Cine te-a ajutat? M-a ajutat tati. Tati, felicitări, bravo! Edi, poftim în față, e aici. Edi! Poftim, Edi! Bun, ia zi. Eu am făcut 100 de țări pentru că aș vrea să le vizitez pe toate. Până acum am vizitat 3 țări: România, Bulgaria și Spania. Și porumbelul acesta de lângă Ucraina este pace. Reprezintă liniștea. Ucraina. Și mai ai încă un proiect, am înțeles? Da. Așa. Tot este pentru doamna și pentru domnul. Așa, bun! 100 de zile, cum sunt zilele? Dulci, da? Dulci. Această mică sărbătoare a scos în evidență gradul de pregătire al elevilor și modul de a socializa unii cu ceilalți. Prietenia a fost cuvântul cheie al acestei activități. Elevii clasei 1 step by step de la școala gimnazială Teodor Raman au sărbătorit cele 100 de zile de școală. Această activitate este o activitate specifică alternativei step by step. Copiii au avut de colecționat 100 de obiecte, fiecare obiect reprezentând câte o zi care a trecut, care a zburat din viața de elev. Toți copiii împreună cu părinții s-au implicat în realizarea proiectelor, astfel încât s-a putut observa creativitatea, au reușit să realizeze proiecte extraordinare, dând dovadă de multă iubire, interes față de școală. Surpriza zilei a fost un tort ornat special cu ursuleți dăruit de către părinți.